Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. Cum vă spuneam, am primit o sumă importantă de la guvern și am alocat suma de 11 miliarde de lei în EITEC, iar de la bugetul local 9 miliarde de lei pentru acest an și pentru anul viitor suma de 22 de miliarde de lei, sumă care în urma licitației cred că va scădea foarte mult. Spun că era necesar acest proiect pentru că în urmă cu 5 ani de zile am finalizat investiția cu zona de agrementul loc. Și în acest an s-au oprit cei 5 ani de zile încât noi, de acum încolo, putem face investiții la tot ce a fost și ca structură investițională inițială. În acest sens, sigur că ne-am uitat și în stânga și în dreapta, nu putem sta indiferent ce se întâmplă la Figa, ce se întâmplă la Cozumna. Cozumna, sincer, este în spatele nostru, dar Figa este mult mai sus. Iau și 14 hectare de teren, noi avem 3 hectare jumate. Au făcut investiții din fondul proprii, noi n-am făcut, pentru că am avut o situație nu ușoară și am crezut că prima dată trebuie să investim în infrastructură, drumuri, alimentare cu apă și energie și în același timp învățământ, sănătate, dar nu putem lăsa deoparte tot ce înseamnă zona de agrement din deci. De ce? Pe acest consiliu și pe prezentul că tot ce înseamnă programe POR din anul 2015, 2016, 2017, vor fi depuntați cei care nu au zonă de agrement acceptată la nivel de minister și vor fi puntați suplimentat cei care au zonă de agrement, zonă turistică în localitatea lor. Iată, suntem în situația care noi am făcut adresă spre minister, în acest sens, și dorim ca acest proiect să meargă complementar la adresa noastră, la ce avem acum, pentru că ne influențează pe noi în tot ce înseamnă viitoarele proiecte la nivel local, dar influențează chiar și sistemul privat. Din sistemul privat am aceste informații și atunci ar fi păcat ca să nu demarăm acest proiect. Sigur că și am așteptat foarte mult să demarăm proiect tot pe fonduri europene. Dar dacă se vor cere ghidurile, se vor da ghidurile în această toamnă, proiectul trebuie depus în vara următoare, va dura cel puțin 3-4 ani de zile până noi. Vom reuși un proiect pe fonduri europene aici, în zona de agrementul loc. Pe acest consiliu am venit cu această propunere în fața dumneavoastră și cu propunerea numărul 2 o să vedeți într-o rectificare de suprafață în zonă, extinderea și parcelarea de 10 hectare de teren pentru primăria municipiului. Deci unde urmează să extindem zona de agrement de la Toroc până la bățile sălate de jos de pe Sălata, tot ce înseamnă mare investiție în studiu într-un an de zile pe fonduri europene. Deci, în ce constă această investiție propusă în fața dumneavoastră? Am discutat cu proiectatul Bun și Munteanu, cei care, de fapt, au proiectat inițial și Figa și zona noastră de agrement pe fonduri europene și Cojoc. În primul și primul rând, vrem să aranjăm zona de topogane și o bazin de descărcare de aproximativ 120 de metri pătrați, lățimea de 20 de metri, lungimea de 20 de metri pătrați și lățimea de 9 metri pătrați. La fel, un bazin pentru adulți de 700 de metri pătrați cu lungime de 32 de metri pătrați, lățimea aproximativ 21 de metri pătrați. Sigur că arhitectul a venit aici, au investit linia de zonă. Metri, domnul primar, 32 de metri liniar, aproximativ 700 de metri pătrați. O să avem și schița imediat ca și suprafață. Vă rog să, imediat după ce vă prezint situația în imaginile actuale și, până trecem direct la cifre. O zonă pentru, un bazin pentru copii de aproximativ 11,5 metri liniari ca diametru, pe urmă un lac cu apă sărată cu lungime de aproximativ 16 metri și lățimea de 4 metri. Total luciu de apă este de 1100 de metri pătrați, față de 200 de metri pătrați. Pe lângă această extindere de asigurare apă dulce prin cele patru bazine, dorim să extindem plaja în zona unde avem cele două terenuri de tartan, terenul de volei și terenul de mini-fotbal. Facem acest lucru pentru că nu avem altă soluție de a extinde plaja în zonă, fiind foarte aproape de această zonă cu bazine. O să dăm un cadru. Deci sunt dimensiunile la bazine. De ce vă spuneam eu de 32 de metri liniar bazinul mare, de aproximativ 21 de metri bazinul care descarcă din
topogane, lacul se arată la fel și 11,5 metri pătrați, respectiv aproape 100 metri pătrați pentru copii. Adâncimile sunt diferite, la copii avem de la 0,40 la 0,55, la descărcare de la topogan 1,20, pentru adulți 1,5, iar aici 1 metru pentru lacul sărat și amenajarea bazinului sărat. Aș dori să spun că pe lângă această zonă de extindere apă dulce, dorim să extindem plaja cu aproximativ 1700 de metri pătrați. Este în zona unde sunt cele două terenuri de tartan, unde nu au fost folosite mult și dorim să extindem cu aproximativ 300 de locuri cu tot ce înseamnă aranjarea cu misil, cu borduri, pentru a fi o zonă de agrement așa cum ne-o dorim cu toți. M-am oprit aici pentru că inițial am dorit să facem și 10 căsuțe, dar prețul fiind mai mare, doresc această lucrare să fie o etapă a doua, unde dacă ne primim bani de la guvern să facem această distribuție bugetară pentru a rezolva și partea de cazare. Azi o să vedeți prima investiție făcută cu cele 6 camere și spațiul de primire la zona de agrementorul. Necesar așa, pentru că sunt mulți străini care vin în zona de agrement și ne-au cerut locul de cazare. Iată de ce doresc acest proiect să fie implementat, sigur, într-un timp relativ foarte, foarte scurt, pentru că am nevoie, acesta este SF-ul în fața dumneavoastră, am nevoie de PT-ul de proiectul tehnic, am nevoie de caietul de sarcini, am nevoie de o perioadă de licitație, așa fel încât până în decembrie eu să pot face achiziție topogane, lucrarea de ansamblu, escavarea și ce trebuie făcut, încât la anul viitor, când se deschide sezonul estival, să putem avea această zonă, așa cum o vedeți dumneavoastră, amenajată și să ne mândrim cu această zonă, pentru că mai mare reclamă decât o zonă de agrement nu ne face nimeni. Am pornit pe acest drum și mai mult, să spunem lucrurile până la capăt. Deci, în momentul când ne intrăm în concurență cu celelalte entități administrative, trebuie să avem toți azi și mâine. Și acest as va fi unul foarte important, să avem zonă de agrement declarată, zonă turistică la Dej. Pentru că în urmă cu o lună de zile am demarat un proiect mare pe tot ce înseamnă salina la Dej. Am avut specialiști atât de la Baia Mare, cât și din Târgu Jiu, care au expertizat o zonă din mina veche, unul. După această expertiză, s-au reîntors după două săptămâni și ne-au spus: domnule, aici noi nu putem să vă dăm siguranța investițională. Faceți din nou cea despre conducere la nivel central și local pentru a găsi o soluție în actuala mină unde s-a exploatat și avem siguranță. Am făcut aceste demersuri. În maxim o săptămână ne vom așeza la masă și vom găsi soluții. Și dacă toate lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună, doresc ca în primăvară, când apare ghidul această toamnă, în primăvară să fie proiectul gata și corelat. Zona de agrement, rog, cu zona salina Dejul, poate fi cu adevărat pe harta turistică locală, județeană, națională și internațională. Vă mulțumesc dacă aveți întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru stimate, domnule primar. Prezentarea dumneavoastră a fost elocventă. Am avut, de altfel, nu este niciun secret, o discuție și înainte de ședință în cadrul comisiei. Și așa cum v-am spus și atunci, îmi fac datoria față de cetățeni să nu exprim și în mod public. Această investiție este într-adevăr una binevenită. Este necesară chiar pentru orașul nostru. Și va reprezenta cu siguranță un pas înainte. Dar părerea mea și a colegilor cu care am mai discutat este că, lăsând la o parte aspectele emoționale și cele care implică mai mult dorința noastră ajutătoare de a avea un loc de agrement mai bun decât ce avem în acest moment, rămân la părerea că poate dar fi și cifrele care sunt angrenate în această investiție, poate ar trebui să abordăm problematica într-un mod un pic mai profesionist. Și la ce mă refer când spun acest lucru? Aduceți-vă aminte că această investiție, atunci când s-a implementat ea, a avut ca valoare o cifră cam de 2 milioane de euro. În jur de 2 milioane de euro, nu am dat exacte. Dar, din ce mă aduc aminte, undeva acolo s-a cifrat această sumă.
faceți un mic exercițiu de imaginație și vedeți ce avem în la această dată pentru acei bani. Astăzi propunem extinderea și modernizarea acestei baze de echipament pentru o sumă cifrată la jumătate din investiția inițială. Lăsând la o parte faptul că distruge o parte din investiția inițială prin renunțarea celor două terenuri care, într-adevăr, sunt puțin utilizate și degradate în acest moment, dar aspectul legat de starea de degradare a bazinelor și a, mă rog, a obiectivului în sine, l-am mai discutat cu toți aici, nu o să-l aduc în discuție, din nou. Vreau să vă spun, însă, că ar fi binevenit, în concluzia celor spuse de mine, să organizăm un concurs de soluții pe partea arhitectonică. Poate că niște oameni specializați, care au în spate experiență, niște arhitecți, care au mult mai multă aplicație decât cei care, pe care i-am utilizat și utilizăm noi în mod uzual, a venit cu soluții noi, pentru că nu am nimic împotrivă, să nu mă înțeleg greșit, nu am nimic împotriva celor care au făcut acest proiect. Este un proiect reușit, este un proiect frumos. Îi felicit pe această cale. Dar poate că ar fi cazul să ne deschidem, să avem și noi un picuț de amplitudine, mă rog, măcar națională, dacă nu e europeană, domnul primar, suntem în 2015. Haideți să încercăm să privim un pic în viitor. Să vedem dacă orașul ăsta, așa cum spuneți și bine spunea și dumneavoastră, dorește să facă un salt calitativ superior. Asta nu se poate face doar cu resursa umană locală, cu tot respectul. Pentru tot ceea ce înseamnă valoare în acest oraș, și eu sunt deja, dar atunci când faci un lucru pentru comunitatea ta, în primul rând îl faci cu inima. Și mai puțin cu mintea. Poate că un străin care privește în mod obiectiv această resursă ar putea veni cu elemente noi, pe care noi nu le vedem din interior. Din discuțiile purtate și cu colegii mei, am înțeles că există pentru acest gen de investiții chiar niște prevederi legale care impun sau recomandă o asemenea soluție. Haideți să încercăm să facem ceva în sensul ăsta. Nu să înțelegeți faptul că sunt împotriva proiectului. Dimpotrivă, subliniez faptul că este o investiție binevenită, necesară și trebuia făcută de mult, nu doar acum. Ca să nu mai discut faptul că, având aceeași pornire și aceleași sume cheltuite, uitați-vă unde astăzi este Filia și unde suntem noi. N-am să mă apuc acum să vă cer raportul sumelor încasate de-a lungul anilor pe acel obiectiv și la ce s-au folosit ei, că după aia spuneți că am un vinte împotriva dumneavoastră. Dar, uitați, am făcut un calcul așa, superficial, l-ar putea spune unii. Vreau să vă spun că suma totală pe care dumneavoastră doriți să o investiți în acest obiectiv, raportată la doar la luciul de apă pe care îl obțineți suplimentar, dacă eu am greșit calculele și dacă am greșit în ce spune, rezultă o sumă care este ceva de genul 9166 de euro pe metru pătrat. Sper să nu fi făcut calculul greșit și să spun prostii, dar poate că ar trebui să ascultăm și vocea cifrelor. Poate că la sumele astea am putea face mai mult sau am putea face altceva. Nu știu. E doar părerea mea. Vă rog frumos să țineți cont de ea. Și vă mulțumesc pentru faptul că m-ați ascultat. Mulțumesc, domnule consilier, domnule primar. Puteți lăsa și proiectul care e la un mânat. Că vii la un mânat. La un mânat. Este aici. Da. Deci, ce trebuie să vă mulțumesc? Eu am avut informațiile înainte de această ședință, că se va concentra local acestui proiect. Pentru că este evident că, pe lângă această expunere, de a încerca să motivez
de ce nu dorești, că dorești de fapt altceva, concurs de soluții, și concurs de idei, dar am avut și în zona centrală a orașului, 2 ani de zile și până s-au certat proiectanții în vechi, n-am făcut absolut nimic. Bun. Oricum, acest lucru a costat foarte, foarte mult. Pentru că ne-am plătit 10-12.000 de lei la timp de SF-ul. Și vreau să le vorbesc pe domnul consilier că aceasta este baza de plecare într-o licitație publică. Deci, poate participa orice firmă din România sau din afară și este evident că acest preț va scădea. Dacă ne raportăm la valoarea investițională, noi am investit 2.600.000 de lei pentru această zonă de agrement. Suma totală. Eu am propus 950-60.000 de euro, total sumă inclusiv TVA. Deci asta este propunerea nu a primarului, ci a proiectanților care au venit cu această soluție. În urma licitației poate scădea la 60-70%, 80%. Dar acum, ideea este de a merge mai departe, de a aproba SF-ul în forma respectivă. Și domnul Munteanu, care te cunoști și cred că trebuie să respectăm pentru ce a făcut, tot deja a făcut lucruri bine, domnul Bun, care la fel a fost tot timpul aproape de cei de la FIGA. Împreună vor găsi și alt om din altă zonă, de o specialitate, domeniu, de exemplu, topograne, care au și luat legătura cu ei, cei mai mari specialiști, împreună să vină cu prietenul și să facem pași următori. Ce este soluția, nu? Ce este motivații care nu au niciun fond. Sigur, când vrei să faci ceva, mai cer ceva suplimentar, să mai cer oameni, să mai facem o comisie, să mai facem un foc de expertiză, să mai facem un foc de soluții. Deci, ăsta e un SF-ul, acesta poate fi ajustat și tot ce înseamnă licitația va fi publică și poate prețul să fie în funcție de concurență. Pe de o parte. De altă parte, să nu uităm că la FIGA s-au folosit bani publici până acum. Să nu uitați, domnul Cutuza și aici arăt că eu am adus peste 1.000 de miliarde în ultimii 3 ani din deși, unde putem prima cu 5%. Infrastructura e regulată foarte mult. Deci avem posibilitatea să investim aici și ne blocăm. Acest lucru și ce se va întâmpla? Noi, va dura concursul ăsta de soluții către 4 luni de zile, până mai găsim noi proiectanți în alte zone, în loc să fie acum acaparați 1-2 în sistem. Poate ce perioada când noi nu putem fi declarat zonă turistică, nu vom mai putea accesa la acest stat nici o leu. Pentru că la trebuie să începem să demarăm de anul viitor și peste 2 ani zile să fie implementat acest proiect la nivel de deși. Asta este efectiv blocat. Pentru sunt politică. Tot faceți ce doriți, supuneți la vot. Marțul să convoc din nou ședință extraordinară, că să fiți vreme cu ședință extraordinară, aducem oamenii de des să văd ce poziție au la nivelul acestui proiect. Mulțumim, domnule primar. Ținând cont că avem un scris la cuvânt, îmi permiteți. Nu vreau, nu vreau să se constituie, să ne apucăm acum să ne contrăm, dar domnul primar a înțeles greșit intenția și o priviți în mod tendențios. Eu am spus clar și cât se poate de răspicat că nu sunt împotrivă. V-am făcut doar o propunere. Iar dumneavoastră mă duceți acum în istoria mandatelor dumneavoastră și spuneți că baia ți-a adus un des. Felicitări, foarte bine. Dar țin să vă aduc aminte că am mai vizionat aici niște filme prezentate de dumneavoastră pe 10.000 de lei, bani publici, în care nu s-au materializat nimic. Și asta trebuie să țină, și de asta să țineți cont. Încă o dată răspund. Sunt de acord, trebuie făcută, dar haideți să gândim. Nu blocăm nimic. Haideți să vedem la protocol privat, dacă blocăm sau nu. Deci, vă rog frumos, sunt discuții, răspunsuri și merge mai departe. Nimeni de aici nu vrea să blochezi nimic. Mai departe. Punctul dumneavoastră, adică consilierul meu, că scris la cuvânt, este domnul Lasă. Aveți cuvânt din nou, consilier. Mulțumesc, domnule președinte. Primul meu, stimați colegi, cam domnul Butuză, de-am 60%-70% mi-a luat dar problema este, domnule primar, deci această investiție este o investiție de o deosebită pentru de deosebit, deosebit interes local. Eu vreau să vă întreb o chestie. Mie ce mi-ați afișat și mi-ați ilustrat aici niște poze din proiect, am văzut o variantă.
Deci la cazul din asta și când îți faci o casă, îți dă 5-6 variante. Și atunci, nu există altă variantă, deci nu varianta asta care ne-ați prezentat-o. Domnul primar, deci s-a studiat o lună și ceva. Aceste mai multe variante și proiectanți, proiectanți s-au consultat și cu reprezentanții din Cluj, au avut această soluție pentru că noi nu avem altă suprafață disponibilă, numai aceasta, ca suprafață. De extindere apă, lucruri de apă dulce și suprafață pentru extindere plată. Cum? Pentru eroziune. Pentru suprafața aia de 9 hectare, undeva trebuie să investim 900.000 de euro. 10 milioane de euro pe fondul european, ca să o putem amenaja. Mulțumesc. Aveți întrebări? Domnul Federica Florin, să știu. Care le scoateți așa, 10 milioane de euro. Deci, domnul Federica Florin are cuvântul. Mulțumesc. Utilizatorii bazei de agrement solicită mai multă zonă umbrită. Deci, un proiect nu le este foarte bun. Deci, va trebui să ținem cont de acest aspect. Da, se duc la plajă, dar au nevoie și de o zonă de umbră. Dacă s-ar putea naturală, adaptare la ceva copaci care să reziste zone, să poată fi plantați pe zona respectivă, deci asta este doreanța tuturor celor de la noastră în zona de grâne, această dată. Deci, Federica are dreptate pentru că, într-adevăr, trebuie mai multă umbră, încercăm până ce înseamnă umbrele, ce nu pot să la amenajarea acolo, dar vreau să vă spun că tot ce am încercat până acum în acea zonă, deci putem de pomi, n-am niciun rezolv, la urmă, pentru că sarea este aproape de suprafața pământului și nu cred că încercăm. E o soluție. În versant, unde este eroziune, să încercăm să facem și acest lucru. Și, încă o dată, de sugestiile dumneavoastră, pot veni ca îmbunătățire la tot ce vine SF, pentru că va fi proiectul final, PT-ul. Deci, tot ce dumneavoastră a dat sugestii aici, pot veni ca o completare la proiectul final. Mulțumesc. Domnul Vaga? Aici legat de acest proiect și eu am dorit să menționez și să atrag atenția că, practic, la ora actuală, în acest proiect și eu văd la fel că, practic, distrugem acel bazin care acum 5-6 ani, bazin de apă dulce din exterior, care acum 5-6 ani l-am proiectat și l-am construit. Asta cred că este un motiv, sau cel puțin un semn de întrebare, că probabil atunci, sau și atunci, ne-am grăbit că trebuia să facem foarte repede, să nu pierdem niște fonduri. În cazul în care știm că dorim să facem un proiect undeva, să implementăm un proiect, atunci ar fi cazul să demarăm toți pașii în timp util, ca să avem timpul necesar pentru a construi, a definitiva un proiect care este viabil și este o soluție pentru comunitatea noastră. În proiectul pe care mi l-ați prezentat, nu am văzut nimic legat de lacul Sărat. Deci, pe noi, cred că ne interesează și lacul Sărat și împrejurimea imediată a lacului Sărat. Să nu mai vorbim de condițiile din dușurile apropiate de lac, cele din căsuța aceea de lemn. La dușurile respective, apa caldă nu funcționează probabil că de vreo 2 ani. Cam atât aș vrea să vă spun și consider că ar trebui să fim mult mai atenți în momentul în care demarăm un proiect de asemenea aventură într-un orășel ca și al nostru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul consilier. Domnul Iosua, ce n-am fost atenți aici pentru că CFO-ul s-a făcut conform normelor actuale, CFO-ul corect. Și pe urmă, tot ce înseamnă proiectarea, cel care va proiecta după SF, vor avea responsabilitatea proiectării și garanția aferentă, pentru că după 4 ani de zile, după 3 ani de zile, a ieșit din garanția cea lucrată. Chiar dacă, cum spuneți, zona este sărată și apar deliberări din un an la altul și în structura terenului, evident că apar și aici, și cu siguranță proiectantul numai SF-ului va analiza acest lucru și chiar o idee bună de analiza și a consolida zona. Și nu văd niciun impediment în a merge mai departe. După acest SF-ul, proiectul să fie implementat
după aceste lucruri și sunt computerele de ieri și acestele făcute, pentru că și așa este normal să fie. Da. Mulțumesc, domnule primar. Aveți... Dar nu mi-arăt să răspund, domnul primar, la ceea ce înseamnă împrejurimea lacului sărat. Ce se întâmplă cu împrejurimea lacului sărat? Deci asta înseamnă scările de acces în lac, zona amenajată exact pe malul lacului, dușurile respective care sunt inutilizabile. Ați văzut, ați observat proiectul actual, pentru că tot ce înseamnă două zone, dușuri, o să fie zone noi, dușuri adaptabile și cu tot ce înseamnă sistem de încălzire pentru zona exterioară. Chiar așa cum sunt parasolare pentru a încălzi apa. Deci se fie mult mai complet. Și aceste lucruri se iau în calcul. Pe de o parte, chiar în proiectul inițial a fost o problemă foarte gravă cu tot ce înseamnă stoparea în zona lacului sărat. Și lucrurile care se iau în calcul și evident se va răspunde de aia. Mulțumim. Domnul Ronald, deci răspuns este că în zona lacului sărat în care a fost și la baie, e deosebit, dar nu știu de sunt dușile tot. Ținerea curentă. Domnul consilier Mureșan. Mulțumesc mult. Vreau să vă aduc la cunoștință că nu ați avut dreptate când a spus că nu vă dă voie de a se investi. La proiectele europene nu dă voie să modificați sau să schimbați obiectele activitate, dar puteți investi oricând și vă garantez. În a doua ordine de idee, vreau să vă informez că în prima fază, când s-a făcut proiectul la Toroc, toată lumea a spus că e cel mai bun. Poate și dumneavoastră a spus. Noi trebuie să ridicăm degetul la nivel de municipiu și ar trebui să gândim mai mult și să nu facem, cum spuneți dumneavoastră câteodată, ca la copilaș, să facem pentru copilaș un proiect. Sigur că și pentru copilaș trebuie, dar ar trebui să ridicăm degetul la nivel de municipiu și să facem un proiect, cum a spus colegul nostru, să nu ne grăbim, să facem un proiect mai amplu, cu o zonă de agrement care să reprezinte degetul, și cu banii care avem, să putem folosi banii la străduțele care au spus dumneavoastră că n-au curent în 2015 oamenii și n-au apă. Îți de acord cu dumneavoastră că nu mai poți în 2015 să nu te sperie pe călurile astea, că e o problemă. Și atunci aș vrea să chipzuim mai bine banii și să punem banii, cum spuneți dumneavoastră că v-ați gândit câte o lună de zile ce să faceți. Vă rog frumos să vă gândiți mai mult, să coborăm la nivelul oamenilor cu banii care putem și când facem, care putem investi. Și când facem o investiție, să nu venim anul viitor, în prima oară să ne spuneți, știți, ar trebui mai mult și ar trebui mult pentru că cheltuim mai mult. Și în partea de final aș vrea să aveți în vedere, pentru că proiectele astea s-au făcut pe vremea domnului primar Lungu și ar trebui să facem și noi câteva proiecte, să le reprezinte, de o amploare mai mare, cum a spus colegul nostru, să reprezinte municipiul Dej, să ne putem lăuda și noi câte mandate. Așa, dacă facem câte o investiție, câte o băltuță de asta să scade coptiși, câte un topogat, o să râdă când termină mandatul din noi oameni. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul profesor. Din tot proiectul ăsta, ați înțeles. Eu am tot înțeles. Și nu voi vota. Vreau să vă spun, legat de investiții, până am devenit eu primar, ați avut chefii pe stradă, da? Hai să mergem acum, după ședință, să vadă și preța cu listata dumneavoastră. Domnul primar, eu nu m-am legat de calitatea străzilor, că am discutat de proiect. Dacă vă leg de calitatea străzilor, să vedeți ce se întâmplă acolo, nu știu cum o să rezolvați, am viitor. Vă rog dialogat să spun la întrebare. Și ce vreau să amintesc, în proiectul numărul 2, bugetul și bugetarea modernizării Torocului a fost aprobată și este o sumă care deja există acolo. Deci toată lumea vrea ca acel Toroc să arate altcumva. De aici încolo suntem la punctul la care vrem să îmbunătățim, să aducem la nivelul la care dorim cu toți să fie. Domnul Frederic Rusel, Frederica... Mulțumesc, domnul președinte. Domnilor consilieri, domnul primar. Eu vreau să mă trag atenția un pic că noi, în fiecare an, la început de an, aprobăm o listă de investiții la care trebuie să ne gândim într-adevăr ce trebuie să facem anul respectiv și la ce folosim banii din anul respectiv. Acum, faptul că noi avem acum o sumă alocată de 10 miliarde, 11 miliarde, pe care vrem să o alocăm la Toroc sau, mă rog, în altă parte, e foarte bine, pentru că vă ajută, părerea mea este, la foarte multe proiecte, lucrări în continuare, care dacă vă uitați în lista de investiții, noi le-am bugetat sau le-am prevăzut cu sume ridicole mici. Deci, lucrul acesta este foarte bun. Proiectul despre care ne-l aduceți în discuție
este un proiect, să vă gândiți, totuși, de 43 de miliarde, dintre care în trimestrul 4, să nu spuneți anul 2015, că suntem în trimestrul 4. Deci vreți să-l terminăm într-un an și un trimestru. Deci mi se pare totuși o sumă foarte mare pe spatele comunității de gene, acum, în luna septembrie. Deci vă referiți la o sumă de 20 de miliarde jumate, pe care doriți să-i depunem, bine, mă rog, 11 miliarde ați primit, pe care doriți să-i alocați pentru ce? Proiectul nu-i gata. Va mai dura 3-4 luni, aprobări, nu știu ce, să duce trimestrul 4 și n-ați finalizat proiectul. 20 de miliarde vor fi o sumă care unde se duce, dacă părerea mea este că în 2 luni nu termină proiectul. Deci mi se pare un pic cam grăbită treaba. Mai ales că părerea mea este că un proiect de asemenea amvergură ar trebui să aibă o dezbatere publică, eventual, ar trebui, dacă doriți, eventual ar trebui să fie trecută într-o listă de investiții. Și dacă vă uitați în listă de investiții, să aveți niște lucrări în continuare și lucrări de investiții care nu sunt așa de mari precum acest proiect. Acest proiect este cel mai mare din anul 2015. Și îl băgăm unde? Nu e trecută nicio listă de investiții. Asta ar fi una dintre probleme. Dacă v-ați uitat și părerea mea este că noi am mai avut o discuție cu domnul primar, eu personal am avut o discuție cu domnul primar, referitor la oportunitatea aceasta și la a fi de acord sau nu fi de acord să aprobăm un asemenea proiect care distruge o mare parte din ceea ce noi am plătit deja. Dar nu e problemă să îl aprobăm. Problema este să-l gândim înainte, să trecem într-o listă de investiții pe 2016 și să încercăm să facem în 2016-2017. Ca să aveți timp să faceți toate operațiunile. Gândiți-vă că acolo, în momentul că noi nu avem încă studiu aprobat de către Ministerul Minerilor și din câte informații am eu, nici măcar nu știu dacă vom mai putea construi în afară de teritoriul pe care îl avem acolo. Pentru că se surpă și există pericol să nu se poată construi. Asta ar fi una dintre problemele care, părerea mea, cel puțin pe mine personal, îmi face să cred că ar fi mai bine să le aprobăm pe lista de investiții în 2016 și dacă doriți să puteți bugeta în 2 ani de zile și credeți că puteți să bugetați în 2 ani de zile, atunci îl gândim până în 2016. Cred că un pic negrăbit. Cu 43 de milioane într-un an, nu într-un an jubil. Deci propunerea mea este ca să rămânem să-l discutăm în anul 2016. Vă mulțumesc. Domnule, da? Da. Eu cred că propunerea noastră nu este corectă, pentru că la începutul prezentării mele vă spuneam că trebuie să aprobăm acest proiect, să ne implementăm, să începem să ne implementăm din acest an. Datorită faptului că orice analiză pe viitoarele proiecte va fi depuncată sau punctată suplimentar dacă noi avem zonă turistică sau nu. Și asta este un obstacol pentru noi dacă va fi sau nu va fi declarată zonă turistică. Deci, bun, vă spuneam de proiectul la Sărmă Gradel și să știți că sunt bine informat și ce lucru se poate duce până la cap. Și alte proiecte pe decontaminare, pe instituții de învățământ, pe zona centrală, toate o să fie depunctate pe acest consiliu. Mai mult și în sistemul privat. Deci un semnal de alarmă foarte clar și foarte direct. Una altceva politic, că încearcă să blocheze un proiect, mă înțeleg, dar dacă mergeți în direcția asta greșit, trebuie de altă parte, nu e nimic incorrect, pentru că eu am acum pe lista de investiții cuprins acest proiect. Pe lista dumneavoastră de investiții, acum ai cuprins acest proiect, nu se poate. Deci nu înseamnă că o listă de investiții care este aprobată la începutul anului nu mai poate fi completată. Eu greșeam. Poate fi completată. Încă o dată, să fac demersurile necesare și problema primarului, pentru că fiind problema dumneavoastră, cu tot respectul care vă spun, este de a aproba indicatorii tehnico-economici. Dar vrei sau nu vrei să-i aprobați. De problema dumneavoastră, cea mai altă aspect pe care le-a ridicat dumneavoastră. Este o problemă. Deci asta e soluție, dar nu vreau și ne-am să fac o diferență între aprobarea prezentă de investiții, amenajarea cu 2 miliarde și mai pe care banii ați mâncat deja acolo, și un proiect de 43 de miliarde. Da,
La lista de investiții la care vă referiți că acest proiect este aprobat. Uitați-vă, lista de investiții este amenajare cu 2 miliarde jumătate de euro. Acum, adică nu mai sunt, pentru că s-au folosit deja. S-au folosit la construcții, s-au folosit peste tot. Deci dacă puteți, trebuia să veniți cu lista de investiții spre aprobare. Lista de investiții, cuprins această investiție, conform listei de investiții, așa e și proiectul făcut, da? 2.500.000 în acest an. Vă rog să nu vă referiți, că noi nu vrem să blocăm nimic. Vrem să vă gândiți bine, pentru că nu mai e 40 de miliarde, totuși. Am înțeles, m-am gândit foarte mult în perioada asta, toate când mi-au spus, să vădă eu tot timpul, m-am gândit așa. Mă rog, nu ne-am părat, pe ideea să vedeți prima pe care o vedeți. Și am gândit și am spus, iar acum, până de vorba bune, am primit acești bani, 11 miliarde de la guvern, și 9 de la bugetul local. Deja pe un pas care chiar îl putem face. Eu, la începutul anului, am spus în fața mea, domnule, vreau să fac această investiție, să prind momentul când nu pot face, nu pot decât să fac SF-ul cu proiectul respectiv de distribuție bugetară. Ei, acum am prins acest moment și vreau să nu vreți să mi-aprobați această investiție. Asta e totul discuție. Vreau să povești, dar nu te încercați. Domnul primar, avem, noi nu făcăm nimic. Avem lucrări care deja le-a spus. Avem lucrări pe care la mine mai urma să te umilia sau de 500 milioane și le-a lăsat în coadă de pește. Uitați-vă de exemplu. Uitați-vă de exemplu. Pentru că mi-am făcut investiție, nu vreau să o prea costul, prin costul pe mine și nu vreau să fac... Dar nu-i ținat dacă vă referiți la investiția. Nu am făcut. Nu este. Domnilor. După aia mai despre drog discutăm, pentru că e vorba despre niște bani pe care noi putem să-i folosim ca să finalizăm niște proiecte mici și cu și asta s-o lăsăm. Care deja creează disconfort. Deja s-o stabilit, dar o sumă stabilită pentru drog, trebuie să discutăm. Domnul consilier, dacă mai sunt... Fiecare să sumă răspunderea cu bineînțeles. Domnul consilier, bărbă, nu ceva și urmează. Și știți și vei colegi, de mult n-am mai asistat la niște discuții atât de interesante. Și tocmai de aceea am gândit că ar fi bine să spun și eu câteva lucruri. Mă bucur că au fost asemenea discuții principiale și pe un ton rezonant. E firesc să fie așa, pentru că, domnule primar, dincolo de masă, este opoziția. Și dânsii trebuie să-și facă treaba. Dar nu se blochează mai ale proiectivice. Vă rog frumos, domnilor, așa o casă. Mi-amintesc că, cu anii în urmă, trecem la Consiliul Local, eram revoltat și am spus că Dejul este, parafrazând pe Sadovean, locul unde nu se întâmplă nimic. Dacă de ochii mei, că în ultimii ani, în vie se întâmplă ceva. Și marea majoritate lucrurile merg spre bine. E firesc că am fost și eu de câteva ori la această zonă de aviment, rog. Sigur că și pe mine m-au nemulțumit unele lucruri, altele chiar l-au convenit. Sigur că acolo trebuie făcute lucrări de îmbunătățire și în progresul facem. Locul acela este destul de strânt. Am stat și eu așa cu mintea mea de filolog și m-am uitat. Nu sunt arhitect, nu sunt matematician. Și mă gândeam așa, unde s-ar putea dezvolta această stațiune? Păi nu prea este unde. Uitați-vă că tot este urmat. Am fost cu elevii de la liceu, am plantat niște salcrime acolo, cu anii în urmă. Tot s-a uscat. Probabil că e sare jos. Dar dacă există această oportunitate, eu consider că nu trebuie să o împiedicăm, să o lăsăm să se dezvolte. Sigur că ar trebui mai mult înainte să vadă, să cheltuie în plus. Dar ar fi bine să lăsăm să curgă acest proiect, mai că sunt bani. Sigur că banii, n-am la început toate, n-am nu știu că vor veni niște bani, domnul, banii atunci că aveți 11 miliarde, 11 miliarde. E, domnule, când îți vin banii, atunci te apune ceva. Pentru că mă întreabă foarte mulți oameni, domnule, ce se întâmplă, ce mai face ceva? Sigur că discute și se vede convins că domnul primar, executivul, va ține cont de discuțiile acestea, zic eu, extrem de principiale, de astăzi. Și cu siguranță se va ajusta pe acest proiect și eu cred că poate să iasă treabă bună de acolo. Și nu are rost să implicăm. E frumos, mi-a plăcut participul, joc politic de frumos. Dar haideți să trecem la subiect. Fiecare de votat cum crede, eu cred că nu trebuie să vă credem proiectul,
dar și domnul primar să fie receptiv la ceea ce a spus aici și poate că ținem cont de propunerile aici și cu ce va veni cu arhitectul dumnealui, cu treaba pe care poate să iasă o treabă bună, ținem cont de acel teren. Noi facem multe lucruri, nu se poate acolo, vă spunem, am uitat atât de mult și am tot studiat. Mulțumesc, domnule consilier. Simt nevoia ca președinte de ședință, care conduc această ședință și ca om în opoziție, să reținești ceva. Aici nu facem opoziție, aici facem doar administrație și dorim să folosim acest loc la potențialul lui. Acolo sunt lucrări de îndată, că au făcut în urmă cu un an, cu doi ani, de îndată înseamnă astăzi, sau ieri, lucrări care se fac imediat și proiecte de viitor. Trei lucruri diferite, de îndată nu s-a făcut nimic, imediat cum faci acum. Avem suma aprobată, dar trebuie să facem tot ceea ce este mai bine, la acel loc, și sunt convins că nu suntem învățători între opoziție și putere, nu urez nicio discuție, ci doar că acel loc se trece cumva și când mergem acolo să ne fie rușine să intrăm. Eu, ca și consilier, am probleme și trebuie să răspund începând de la cei care stau în casă cu mine, din ce arată halul ăsta. Nu ne-am putea trimite așa lucru, nu putem juca nici cu cuvintele, nici cu puterea, nici cu opoziția. Noi, toți împreună, va trebui să facem ceva cu acel loc. Mai departe, răspunsul domnului Trivacu. Da. Vreau să-i mulțumesc pentru poziția domnului Bogu cu idei echilibrată. Și vedem logică. Pe de o parte, pe de altă parte, vreau să-i spun și domnului Federica, cu tot respectul că, chiar dacă să nu credeți că la prima nu ar fi mult mai ușor să nu se angrenează la acest mare proiect, o plată relativ scurtă, mai ales în acest an. Pentru că mi-ar fi mult mai simplu să nu fac lucrul ăsta. Am destul de bătării de cap pentru implementarea ceva proiecte mari de infrastructură, dar vreau să vă spun că chiar dacă ajungem în situația în care se face toate demersurile, cu arhitect simplu, se face PT-ul, se face proiectul de sarcini, se face legislația și ajungem undeva târziu, acele sume care nu pot fi folosite în anul acesta, pe puterea reportată la anul viitor. Deci dacă totul vrea să faci, nu vrea să faci. Începem la anul viitor, 2007, 2007, prin multe au și deja nu mai au răbdarea de a aștepta după noi să schimbă ceva la domnul. Deci investiția trebuie. Mulțumesc. Cu siguranță se va face. Doamna consilieră Mina. Domnule primar, stimați colegi, cred că fiecare dintre noi am așteptat momentul ăsta în care să fim, în timpul mandatului nostru, să apucăm să dezvoltăm un asemenea și să aprobăm un asemenea proiect. La maniera la care să fim noi cei care să hotărâm un proiect nou. Nu putem să ne pronunțăm în acest moment dacă proiectul este bun sau nu este bun. Din punctul meu de vedere, am văzut doar un proiect care face referire la partea de agrement. Iar noi nu ne folosim deloc, sau nu se folosește proiectantul deloc de resursa naturală, de lacul Sărat, și poate, după părerea mea, ar trebui dezvoltat această parte de balneară, care este nu sezonieră și să nu facem activitate sezonieră, ci să facem o activitate permanentă. Și partea balneară poate ne-ar aduce mai multe venituri pentru localul decât partea de agrement. Partea de agrement își are, partea ei bună, dar partea balneară consider că ar trebui mult mai mult dezvoltată. Suntem de acord cu proiectul. Nici nu se pune problema să nu să ne opunem în asemenea proiect, dar trebuie mult mai bine gândit. Vreau să vă spun că, în modul în care a fost gândit acest proiect, s-a limitat la resursa financiară, pentru că să analizăm zona balneară de la Bacuminatul Harului, sunt investiții foarte, foarte mari, să fie accesibile și bătim de anul. Și avem dreptate că s-a luat în calcul și acest studiu, dar încă o dată acest studiu se poate face și acest proiect se poate face pe fonduri europene pentru a face acest lucru, sunt necesari foarte, foarte mulți bani. Și în prima fază, acum avem nevoie de așa ceva și necata la oameni acela. Sigur că luăm în calcul poziția dumneavoastră și dorim ca în viitor să facem acest lucru, dar acum, datorită surselor financiare, suntem limitat și facem acest pas în acest moment, pentru că dacă nu, poate riscăm atunci înseamnă. Și faptul că nu face ceea ce trebuie să la agrementul lor cât de rapid, pentru că așteptările sunt mari. Și este foarte ușor de să spui că vrem altceva, vrem altceva. Mulțumesc! Mulțumesc!
Mulțumesc. Domnul consilier Ponta. Mulțumesc. Domnul primar, m-aș gata după încheierea celor 5 ani să răspund la vă rog un bilanț. Cât am investit, ce venituri au creat acest... Până la urmă e o activitate autofinanțată care trebuia să mă prezentați. Să vedem totuși, investind în bani, în bani așa trebuie să facă ceva, nu putem arunca. Al doilea lucru, dacă un coleg de aici are o portofoliare care nu e în concordanță cu altul, nu cred că trebuie să ne jignim. Pe că multitudinea părerilor ne duce la soluția cea mai bună. Dar deja e conflictul noastră cu domnul Butuz, eu trebuie să mă dăm la domnul Butuz să ia apărarea. De fiecare dată când domnul Butuz are o părere care nu are dumneavoastră, nu e concordanță cu dumneavoastră, sunt niște obiective acolo înregistrate care s-au construit cu bani europeni. Oare legat după 5 ani e să le radem de acolo? Nu, sunt în contabilitate, o expirată la datul de viață, s-a amortizate. Pentru că și o colibă, dacă nu e amortizată, nu poți scoate din contabilitate pune. Oare suntem noi în legalitate când aprobăm acest lucru? Și aș vrea să închei și eu zic că lucrurile se pot lămuri într-un timp foarte scurt. Nu trebuie să o împingem pe anul viitor. Dacă tot ne-am invitat acolo la deschiderea camerelor, haideți să vedem ce ieșim pe teren și eu zic că într-o săptămână o putem clarifica. Sunt noi care zic orice de acela, dar sunt colegi aici, într-o săptămână putem să ajungem la o concluzie și să trecem proiectul. Deci propunerea mea de amânare și după vizita de astăzi se vor lămuri mai multe lucruri și proiectul de teren și cu toate. Dar cu ești ar putea să vină și ei. A venit cu trebuie să ajungi înainte de ședință. Vă rog, vă rog. Dacă făceam acolo să interpreta. Da, dacă era înainte de ședință, era foarte bine. Deci vă rog să fiți împăcați cu poziția de aici constructivă, nu disruptivă. Ca să completez pământul. Vă mulțumesc. Corecte din partea opoziției, cum trebuie să mulțumesc! Deci dacă v-am lăbuit, chiar așa. Și pe acest context și eu sunt dispus. Nu știu de dumneavoastră să ne întâlnim săptămâna viitoare, totuși voia sau mâine, să facem o săptămână la instituție, să reanalizăm acest proiect, deși în prima fază a fost aprobată suma pentru acest an. Dovada că nu ne opunem, o fost că s-a aprobat suma în muzeu. Site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe, Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.